Luna aprilie, ziua 16-a. Sfintele mucenițe surori, Agapia, Hionia și Irina. Zăbovind împăratul Dioclețian în Aquilinia, cetatea Italiei, i s-a dat de știre de la Roma cum că toate temnițele Romei sunt pline de creștini, care, deși pătimesc mai multe feluri de munci, nu se leapă de Hristosul lor. Și toți îl au de învățător pe Hrisogon și îl ascultă, ținându-se de învățătura lui. Deci Dioclețian a poruncit ca pe toți creștinii să-i dea la moarte, iar pe Hrisogon să-l aducă la dânsul spre cercetare. Și dus fiind Hrisogon, mărturisitorul lui Hristos, din Roma în Aquilinia, la împăratul Dioclețian, Sfânta Anastasia, vindecătoarea de răni, îi urma de departe, ca unui învățător al său. Deci cercetându-se de către împărat mucenicului Hristos, și nesupunându-se păgâneștii poruncii împăratului, l-a condamnat la moarte și i-a tăiat capul afară din cetate, departe, la un loc pustiu. Și s-a aruncat cinstitului trup pe malul mării, spre mâncare fiarelor și păsărilor. Și nu departe de acel loc era locuința unui oarecare preot, cu numele Zoil, bărbat bătrân și sfânt. Și aproape de el își aveau locuința aceste trei fecioare surori după trup și după duh, Agapia, Hionia și Irina. Acel preot, aflând prin descoperire dumnezeiască de trupul mucenicului Hrison, l-a luat pe el împreună cu capul și, punându-l într-o raclă de lemn, l-a ascuns în camera sa. Și după trei zile, i s-a arătat în vis Sfântul Hrisogon, zicându-i: „Să știi că în timpul celor 9 zile, cele trei fecioare ale lui Hristos care petrec aproape de tine vor fi prinse ca să fie chinuite. Deci tu să spui roabei lui Dumnezeu Anastasia ca să se îngrijească de dânsele, deșteptându-le spre vitejeasca nevoință până ce se vor încuruna prin pătimire. Și să fii și tu cu bună nădejde că îți vei lua roadele cele dulci ale ostenirilor tale, pentru că de grabă de cele de aici te vei elibera și la Hristos vei trece cu bucurie și te vei odihni împreună cu sfinții.” Și i s-a descoperit despre aceasta și Sfintei Anastasia, și pornindu-se cu Duhul lui Dumnezeu, a mers la casa preotului pe care niciodată nu l-a cunoscut înainte și îl întreba unde sunt fecioarele acelea de-al căror mucenicesc sfârșit ce avea să fie i s-a descoperit lui. Deci, aflându-le casa, a mers la dânsele, le-a sărutat cu dragoste și a petrecut o noapte la acelea, vorbind cu dânsele multe cuvinte folositoare de suflet și pline de dragoste dumnezeiască, prin care le îndemna să stea cu bărbăție în munci pentru Hristos, mirele lor, până la sânge. Și a văzut în casa preotului și moaștele Sfântului Hrisogon, mucenicului Hristos și iubitul său învățător, și a plâns peste dânsul mult timp cu lacrimi fierbinți, încredințându-se rugăciunilor aceluia. După aceea, iarăși s-a întors în cetatea Aquilinia, ca să facă obișnuita slujire legaților lui Hristos celor din temniță, și a fost, după cum a grăit Sfântul Hrisogon, preotului Zoil, în vedenie. Acel sfânt preot, în timpul celor 9 zile, s-a mutat către Domnul, iar pe sfintele fecioare Agapia, Hionia și Irina le-au prins păgânii și le-au dus la împăratul Dioclețian la cercetare. Și văzându-le împăratul, a zis către dânsele: „Ce nebunie v-a îndemnat pe voi să urmați rătăcirii cele deșarte și de prisos și să defăimați legea cea dreaptă, iar pe zei, ca pe o urăciune, să-i treceți cu vederea? Dar deoarece vă văd că sunteți de bun neam, tinere și frumoase, și îmi este milă de voi, vă cruți și vă sfătuiesc ca, lepădându-vă de Hristos al vostru, să aduceți zeilor jertfe. Iar eu vă voi da din palatele mele tineri de mare neam, vrednici de frumusețile voastre, ca să aveți pentru voi bărbați slăviți, pentru care veți fi cinstite.” Cea mai mare dintre surori, Sfânta Agapia, a răspuns zicând: „Împărate, ție-ți stă înainte purtarea de grijă pentru trebuințele poporului, a neamurilor și oștirilor, iar tu grești cele nedrepte spre defăimarea Dumnezeului celui viu, al cărui ajutor îți este de trebuință și a cărui bunătate îndelung te rabdă, iar tu îl hulești pe el.” Dioclețian a răspuns: „A înnebunit aceasta, să se apropie cealaltă.” Deci, apropiindu-se cealaltă, Sfânta Hionia a zis: „Nu a înnebunit, sora mea, ci sfatul tău cel nedrept l-a mustrat cu dreaptă socoteală.” Iar împăratul, lepădându-o și pe aceea, a poruncit ca pe a treia să o aducă mai aproape de dânsul și a zis către ea: „Deoarece s-au făcut rele surorile tale, măcar tu, cea mai tânără,
pleacă-ți capul zeilor ca și surorile tale, uitându-se la tine, să facă la fel. Sfânta Irina a răspuns: să-și plece capul idolilor toți cei ce s-au făcut deșerți în nebunia lor, cei ce-l supără pe adevăratul Dumnezeu. Și ce poate să fie mai deșert și mai nebunesc lucru decât acesta, ca să se închine omul idolului făcut de mâini omenești, care pentru preț a fost lucrat? Căci mai întâi te sfătuiești cu meșterul cu ce preț și ce fel de idol să-ți facă ție, adică ori stând, ori șezând, ori culcat, ori jucând, ori râzând, ori plângând, și din ce fel de materie să-l facă, adică ori de lemn, ori de piatră, ori de aramă sau din oricare altă materie. Și dacă lucrează rău, atunci îi lepezi lucrul, iar dacă este bine, îi dai prețul ce te-ai tocmit. Apoi lucrului acelui a cumpărat îți pleci capul, numind pe acel idol zeu al tău, pe care mai bine se cade al numi rob cumpărat. Zisa Diocletian, la niște cuvinte ca acestea cu munci se cade a răspunde, și a poruncit ca pe Sfintele Fecioare să le arunce în temniță. Iar Sfânta Anastasia, îndată, după obiceiul ei, mângâia pe cei ce pătimeau în legături și a mers la Sfintele Fecioare, mângâindu-le cu nădejdea ajutorului celui nedepărtat al lui Hristos și cu nădejdea slăvitei biruințe asupra vrăjmașilor. Nu după multe zile, împăratul a trebuit să se ducă în Macedonia pentru oarecare rânduieli ale poporului și au fost duși după dânsul toți creștinii cei ce se aflau în temnițele Agvilinei, între care erau și aceste trei sfinte fecioare, Agapia, Hionia și Irina, iar Sfânta Anastasia le urma de departe. Iar după ce au ajuns în Macedonia, împăratul a încredințat lui Dulție, Igemonul, cercetarea creștinilor, ca să-i silească la jertfa idolească, iar pe cei ce nu se vor îndupleca, să-i piardă cu felurite munci. Dar de vreme ce patimile acelor mulți sfinți mucenici, munciți atunci acolo în multe feluri, nu s-a putut alea scrie, numai cumplitele chinuri ale acestor trei sfinte fecioare se pun înainte. Pe aceste miresele lui Hristos, când le-au pus la cercetare înaintea Igemonului Dulție, acela, văzând frumusețea cea mare a lor, s-a rănit cu gânduri necurate pentru dânsele și le-a dat în pază la un străjer care le făgăduia libertate și daruri de se vor învoi cu Igemonul la necurata poftă. Însă sfintele fecioare voiau mai bine să moară de mii de ori decât odată să se spurce și nici cu îmbunări, nici cu îngroziri, nici cu daruri, nici cu chinuri nu se înduplecau la pofta Igemonului. Iar Igemonul, nemai răbdând focul desfrânării ce le-a prins într-unsul, a gândit ca singur să se ducă la dânsele noaptea în casa în care erau ținute și să le silească la păcat. Deci după ce a înnoptat, sfintele fecioare stăteau la rugăciune, înălțând lui Dumnezeu slavoslovie de toată noaptea și cântând psalmi. Iar Igemonul, vrând să intre la dânsele, când s-a atins de pragul casei lor, îndată a înnebunit. Și era acolo o bucătărie și stăteau fasele bucătăriei, oalele, căldările, tigăile negrite de funingine. Deci neintrând la sfintele fecioare, a mers la vasele acelea și în loc de fecioare, cuprindea și săruta căldările cele negrite, oalele și tigăile, pentru că mintea lui se întunecase de diavolul desfrânării și nu era cunoștință întru el. Și a fost chinuit de necuratul duh multă vreme, părându-i se că vasele cele negrite sunt sfintele fecioare. Și cu totul i s-a înnegrit fața, mâinile și toate hainele întinându-se foarte mult. Apoi a ieșit afară la slujitorii cei ce l-așteptau pe el, stând cu lumânările. Iar aceia, văzându-l cu totul înnegrit și înfricoșat ca un arab, sau mai bine zis ca un diavol, s-au spăimântat și, aruncând lumânările, au fugit de dânsul. Iar el nu se pricepea pentru ce au fugit slujitorii lui de la dânsul. Și părându-i se că este defăimat de dânsii, se mânia asupra lor. Într-o acea vreme, a început a se lumina de ziua și oriunde se ducea, în toate părțile fugeau de dânsul slugile, străjerii și străinii, ca de o nălucă înfricoșată. Deci s-a dus la palatul împărătesc, vrând să se jeluiască împăratului de ostașii care erau sub stăpânirea lui, că nu-l ascultă și își bat joc de dânsul. Dar după ce s-a apropiat de palat, a fost tuturor de râs și de hohote mari. Și unii fugeau de dânsul, iar alții îl împingeau, nelăsându-l și dându-i brânci de la ușile palatului, că nu-l cunoștea nimeni cum că este Igemonul Dulție, ci li se părea că este un nebun. Și nici el nu putea să se cunoască pe sine că este negrit, fiindu-i schimbați ochii de lucrare diavolească, ci îi se părea că este alb la față, luminat la haine și curat la mâini. Și abia înțelegând slugile ca nebunii stăpânul lor, au alergat după dânsul și prinzându-l l-au dus în casă zicându-i: vezi-te singur în ce chip ești.
iar după ce a intrat în casă, femeia lui și toți cei din casă, slujitorii și slujnicele, unii au început a se tângui pentru dânsul ca pentru un îndrăcit, iar alții se încrățoșau de el ca de un ieșit din minți. Însă el nu înțelegea și se mira pentru ce unii plângeau pentru dânsul, iar alții fugeau. Și abia i s-au deschis ochii lui necurați și s-a văzut înnegrit. Fața sa în oglindă a văzut-o ca de arap și s-a cunoscut pe sine că este batjocorit de diavolul. Atunci s-a mâniat asupra Sfintelor Fecioare, socotind că acelea i-au făcut aceasta cu oarecare vrajă și gândea în ce chip să le pedepsească. Și spălându-și trupul și hainele schimbându-și, a șezut la judecată în priveliște înaintea poporului. Și punând înainte uneltele cele de muncire și pe Sfintele Fecioare aducându-le de față, a poruncit să le dezgolească ca să vadă goale trupurile lor. Însă când au început slujitorii să dezbrace hainele de pe dânsele, nu puteau să le dezbrace nici de cum, pentru că prin lucrarea lui Dumnezeu, hainele lor atât de mult se lipiseră de sfintele lor trupuri ca pielea de trup, și toți se mirau de o minune ca aceea. Deci mulți s-au ostenit slujitorii ca să le dezbrace și nimic n-au sporit. Iar Igemonul, șezând la judecată, deodată a adormit cu somn greu, încât nici nu puteau a-l deștepta, pentru că îl clătinau și cu mare glas strigau spre dânsul, iar el dormea ca un mort. Și luându-l, l-au dus în casa lui, iar după ce l-au dus în casă, îndată s-a deșteptat. Și auzind împăratul de cele ce s-au întâmplat Igemonului Dulție, îl batjocorea pe el, iar pe Sfintele Fecioare le-a dat spre cercetare lui Sisinie comitul. Iar acela, mai întâi pe Sfânta Irina punând-o înaintea sa, a întrebat-o: te vei supune porunci împărătești? Răspunsa Sfânta: nu mă voi supune, căci sunt creștină și roaba a Atotputernicului Dumnezeu. Și a poruncit comitul să o ducă în temniță. Apoi, pe Agapia și pe Hionia, punându-le înaintea judecății sale, a zis către dânsele: sora voastră cea mai tânără este amăgită și învățată de voi ca să defaime dumnezeștile legi. Pentru aceea i-am mutat pe urmă chinuirea ei, ca, privind la voi, să se teamă și să ne asculte. Dar și voi, de voi să vă liberați de munci, aduceți zeilor jertfă, precum aducem și noi, supunându-ne împărăteștilor porunci. Răspunsa Sfânta Agapia: credința noastră este nebiruită. Zisa comitul către Sfânta Hionia: dar tu ce zici? A răspuns Sfânta Hionia: credința noastră este neschimbată. Zisa comitul: sunt la voi cărți creștinești? Grăitau sfintele: sunt cărți, dar sunt ascunse în mintea noastră, de unde nici de cum nu se pot lua de vrăjmașii lui Hristos. Zisa comitul: cine v-a sfătuit să vă dați de bunăvoie la o primejdie ca aceasta? Fecioarele răspunseră: primejdia aceasta este vremelnică, dar folositoare, căci dintr-însa se naște slava cea veșnică. Comitul zise: împliniți porunca împărătească și jertfiți zeilor. Iar Sfintele Fecioare au răspuns: noi aducem jertfă de laudă lui Dumnezeu, iar diavolului nu vom jertfi niciodată, deci nu nădăjdui că ne vei întoarce de la Domnul nostru Iisus Hristos, ci fă cele poruncite ție de împăratul tău cel pământesc, precum și noi facem cele poruncite de împăratul nostru cel ceresc. Atunci Sisinie comitul a dat un răspuns ca acesta asupra lor: Agapia și Hionia, care prin îngrozirea de judecată nu s-au supus să împlinească împărăteasca poruncă, poruncesc să se ardă de vii. Auzind aceasta, Sfintele Fecioare s-au umplut de bucurie și au strigat cu mare glas: mulțumim ție, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai învrednicit a fi mărturisitoare numelui tău celui preasfânt. În mâinile tale, Stăpâne, primește sufletele noastre. Și le-au aruncat în foc și rugându-se și-au dat sufletele în mâinile Domnului lor. Iar acel mare foc arzând, nu numai de trupurile acelor sfinte fecioare, dar nici de hainele lor nu s-a atins și nici urmă nu era pe dânsele de arderea focului, spre arătarea necredincioșilor că nu au murit de puterea focului, ci cu rugăciune și-au cerut de la Dumnezeu acel sfârșit fericit. Iar trupurile lor, fiind nevătămate de foc, le-au furat noaptea slugile sfintei Anastasia, vindecătoare de răni, și le-au dus la stăpâna lor, în casa în care locuia. Iar sfânta Anastasia, ungând cu aromate acele trupuri mucenicești, le-a pus cu cinste în mormânt nou, bucurându-se cu Duhul și rugându-se Domnului ca să o învrednicească și pe ea a fi părtașă darului acelora. Iar a doua zi, Sisinie comitul, șezând la judecată, a adus pe sfânta Irina și a zis către dânsa: jertfește zeilor ca să nu pieri în foc ca și surorile tale. Sfânta răspunse: nu voi jertfi, ci mă străguiesc a fi părtașă surorilor mele
ca să nu fiu străine de dânsele când vor sta înaintea feței lui Dumnezeu. Comitul zise, supune-te, ca să nu cazi în mai mari munci decât surorile tale. Sfânta răspunse, sunt gata pentru toate muncile, pentru că doresc să mor pentru adevăr. Și prin moarte să dobândesc viața și prin foc trecând să ajung la odihnă și la răcorire. Comitul zise, voi porunci să te ducă pe tine goală în casa de desfrânare, ca acolo să fii batjocorită până vei muri. Sfânta răspunse, trupul meu așa va pătimi de la desfrânați, ca de un câine mâncându-se, sau de lup, sau de urs, sau de balaur mușcându-se. Și mai cu voie mi este să pătimesc prihănirea aceea a trupului, decât să-mi întinez sufletul cu închinarea la idoli. Pentru că necurăția care se face fără de voie și pe care sufletul nu o voiește, nu se socotește păcat înaintea lui Dumnezeu. Oare s-au întinat sfinții care au pătimit mai înainte pentru mărturisirea numelui lui Hristos, cărora călăile turnau în gură cu sila din sângerile cele jertfite idolilor? Comitul zise, oare cu adevărat nu s-au întinat mâncând din jertfele noastre? Sfânta Irina răspunse, nu numai că nu s-au întinat, ci încă s-au și încununat pentru aceea că, având mâinile legate și gura deschizându-le cu sila, le-a sturnat sângele cel jertfit. Că dulceața ce se primește de voie are pedeapsa păcatului, iar ceea ce se face de silă aduce cunună celui silit. Așa și mie, care mi-am dat trupul Hristosului meu, chiar orice fel de silire îmi veți face în acest fel, nădăjduiesc că neprihănite voi fi înaintea mirelui meu cel fără de moarte. Încă nădăjduiesc că voi lua și cinste de la dânsul ca una ce pătimesc pentru dânsul nevoie și silă. Deci n-am nicio grijă de orice veți voi să faceți trupului meu. Ori la spurcare, ori la bătăi, ori la foc de-l veți da, sunt gata a le pătimi pe toate pentru numele Dumnezeului meu, căci este puternic Dumnezeul meu să nu vă lase pe voi să-mi faceți mie ceea ce ați gândit asupra mea. Atunci comitul a dat-o ostașilor ca să o ducă în casa de desfrânare și să o batjocorească toți câți vor voi, până ce va muri. Deci fiind dusă sfânta de ostași, i-au ajuns pe ei alți doi ostași al căror chip era minunat și luminat. Ca trimiși de la comitul, și-au grăit către cei ce o duceau pe sfânta. Ne-a trimis comitul să duceți pe această fecioară la locul unde vă vom arăta. Și au dus pe ei după cetate și suindu-i pe un deal foarte înalt, au zis ostașilor, duceți-vă și ziceți comitului Sisinie că am pus fecioara pe deal cum ne-a poruncit. Deci s-au dus ostașii la comit, iar cei doi luminați s-au făcut nevăzuți, căci fuseseră îngerii lui Dumnezeu. Și stătea Sfânta Irina pe deal, lăudând și mulțumind lui Hristos Dumnezeu, cel ce a izbăvit-o de mâinile desfrânaților. Și aflând de aceea, comitul s-a mâniat că nu i s-a îndeplinit porunca și încălecând pe cal, a alergat la dealul acela. Și vedea pe Sfânta Fecioară stând pe deal, dar nu putea să se suie, pentru că i se arăta dealul acela îngrădit ca de un zid mare și de nesuit. Deci, umblând împrejurul dealului, se mânca de mânie, că nu putea să ajungă la aceea pe care o vedea. Și ostenindu-se așa de dimineață până seara, nimic n-a sporit. Iar unii din ostașii care erau lângă el au întins arcurile și au slobozit săgeți către dânsa, rănind-o. Iar ea a strigat cu glas mare către comit. Eu râd de tine, ticălosule, căci ca la un bărbat tare a ieșit cu oaste și cu război către mine, neputincioasa. Însă iată, mă duc curată și nespurcată de voi la Domnul meu Iisus Hristos, care mă însoțește acum cu surorile mele. Zicând aceasta și lui Dumnezeu dând mulțumire, s-a culcat pe pământ și și-a dat Duhul său Domnului. Aceasta a fost cu o zi mai înainte de Paști, iar după ce a înnoptat, Sfânta Anastasia a trimis pe slugile sale și a luat cinstitul trup al Sfintei Mucenițe Irina din deal. Și ungându-l cu miruri bine mirositoare, l-a pus alături de trupurile surorilor ei. Astfel s-a săvârșit nevoința pătimirii Sfintelor Trei Mucenițe, surori și fecioare, Agapia, Hionia și Irina, și în ceata Sfintelor Mucenițe Fecioare au stat înaintea scaunului Preasfintei Treimi, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, al Unuia Dumnezeu, căruia se cade slava în veci. Amin. Tot într-o această zi, Sfinții Filic Episcopul, Ianuarie Preotul, Fortunat și Septemin. În al 8-lea an al împărăției lui Dioclețian și Maximian, a ieșit poruncă pe la toate locurile, ca să se ardă toate cărțile creștinilor. De aceea a fost trimis în cetatea Biucan un oarecare Marian, bărbat prea spurcat, care a adus înaintea sa pe Filic Episcopul, pe Ianuarie Preotul, pe Fortunat și pe Septemin. Și, citindu-le porunca împărătească, cerea numai decât cărțile ce erau la ei.
iar preasfințitul episcop a zis către ei: Scris este, guvernatorule, nu dați cele sfinte câinilor, nici aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. În zadar te nevoiești, deși ai cu tine poruncile împărătești. Guvernatorul a zis: Lasă vorbele nebunești și fă voia împăratului, că altfel te voi trimite legat la proconsul. Și sfântul i-a zis: Precum mă aflu către tine, asemenea și către toți, și către însuși împăratul tău mă voi afla. Atunci, închizându-l în temniță, fără de nicio îngrijire l-a lăsat 3 zile. Apoi, scoțându-l, l-a mai cercetat și, legându-l pe el și pe cei împreună cu el, i-a trimis la proconsul. Acela, iarăși cercetându-i, i-a pus la închisoare și, după 6 zile scoțându-i, i-a trimis la prefectul pretorilor, care, după ce i-a primit și a îngrozit foarte mult, i-a aruncat într-o cumplită temniță cu multă pază și, după 14 zile, scoțându-i de acolo și încă cercetându-i, i-a băgat pe ei într-o corabie la un loc cu caii, legați de picioarele cailor, iar sfinții, tăvălindu-se printre picioarele cailor fără să guste hrană sau apă 4 zile, mulțumeau lui Dumnezeu. Și ajungând la limanul unei cetăți, au fost cercetați pe ascuns de către creștini. Și de acolo, mergând la cetatea numită Tavromenii și plutind încă pe la Licaonia, au venit la cetatea Eluron. Atunci ticălosul prefect, dezlegând pe sfinții legături, cu glas lin le făcea întrebările. Iar sfinții, grăind din potrivă, că nici cărțile nu le dau, nici idolilor nu jertfesc, a poruncit el ca ei să fie tăiați de sabie. Și aflând ei hotărârea, au făcut rugăciune. Și tăindu-li se capetele, au primit cununile din mâna Domnului. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.